Mai multe șanse la o viață normală, asta le oferă noile prevederi legislative câinilor maidanezi. La sfârșitul săptămânii trecute, Autoritatea Sanitar-Veterinară a publicat pe site-ul instituției un proiect ce cuprinde noi reguli în ceea ce privește gestionarea câinilor fără stăpân. Aceasta se află în dezbatere publică timp de 30 de zile, iar apoi va fi înaintată pentru aprobare în Parlament. Noua lege cuprinde atât reguli privind strângerea și cazarea, cât și adopția la distanță. Un lucru nou ce le va da posibilitatea iubitorilor de a animale să ocrotească și să îngrijească un patruped care se află în țarcurile adăpostului primăriei. Potrivit conducerii Direcției Sanitar-Veterinare Giurgiu, eutanasierea câinilor comunitari se va face mai nou pe baza unei comisii pentru fiecare câine individual. Aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, care se află în dezbatere publică pe site-ul ANSVSA. Subiectul la care se referă aceste norme nu este eutanasia. Această normă prevede, în primul rând, strângerea câinilor fără stăpân de pe străzi, cazarea lor în condiții optime, adopția acestora, precum și adopția la distanță. Și apoi, în ultima fază, eutanasiere. Prin adopție la distanță se înțelege procedura prin care persoanele fizice sau juridice își asumă responsabilitatea întreținerii câinilor fără stăpân în adăposturile publice și private, pe cheltuiala proprie. Legea prevede faptul că eutanasierea în mod legal se va face în cazul în care patrupedul nu a fost revendicat timp de 14 zile lucrătoare. Iubitorii de animale nu trebuie să se îngrijoreze, pentru că noul proiect prevede faptul că se va recurge la eutanasiere numai în cazul în care nu sunt locuri libere, iar câinii nu sunt revendicați. Singurul care are dreptul să administreze o injecție letală va fi medicul veterinar.